am obișnuit repede după 2 ani de pauză. Am reluat activitatea cu băieții. Vreau să vă spun că este o echipă complet nouă. Probabil că fanii echipei de basket știu acest lucru. Efectiv, pot să spun că o luăm de la capăt, de la început. Rugămintea mea cea mai mare este ca fanii și suporterii echipei de basket să aibă răbdare și să ne acorde timp până reușim să formăm niște relații de joc și să jucăm basketul pe care noi ne-l propunem. Este greu, noi am început pregătirile pe data de 15 august, asta înseamnă că nu aveam nici măcar o lună de pregătire, jucătorii au venit pe parcurs. Acesta a fost primul meci de verificare, bineînțeles că avem multe lacune pe care trebuie să le reparăm într-un timp destul de scurt, pentru că pe 27 septembrie este primul meci oficial. Vreau să vă spun că va trebui să mai aducem încă un jucător mare, un pivot, probabil că în cursul săptămânii viitoare va ajunge aici. O să studiez puțin acest joc și, cum v-am spus, avem multe lacune, trebuie să le punem la punct. Toți jucătorii, deci am rulat întreg lotul de jucători, toți jucătorii au jucat cu mare dorință și cu mare dorință de a arăta ceea ce știu și ceea ce pot. Am avut momente, unele momente bune, atât în faza de atac, cât și în faza de apărare, dar mai avem foarte, foarte mult de lucru. Timpul este scurt, sper totuși să îmbunătățim jocurile, mai ales în faza defensivă, unde astăzi am avut probleme. Plumb este un jucător cu un suflet foarte mare, dacă ar putea să facă el totuși să câștige jocul singur, ar face-o cu siguranță. Vreau să vă spun că echipa este foarte tânără, în afară de Navicas și de Puștavar, care sunt niște jucători cu experiență, am adus jucători tineri. Efectiv, vreau să încep să reclădesc o echipă. Sezonul acesta va fi unul foarte dificil. Sunt jucători care n-au jucat în campionatul României și le trebuie timp să se acomodeze cu stilul de joc de aici. Deci ideea mea este să jucăm un basket cât mai spectaculos, să readucem înapoi publicul la sală. Vrem să câștigăm meciuri cât se poate de multe, dar, cum am spus mai devreme, avem nevoie de timp și de răbdare din partea tuturor. Eu mă bucur foarte mult că basketul continuă la media și în ciuda zvonurilor care au fost pe timpul verii. Vă asigur că rezultatele o să vină, dar încet și cu răbdare. Săptămâna viitoare o să jucăm un meci cu Clujul, le întoarcem vizita și până la începutul campionatului vrem să mai jucăm cel puțin două meciuri amicale.